Jaf ieșit din tipare. O tânără de 22 de ani a rămas fără telefonul mobil, bani și acte, chiar în timp ce se plimba împreună cu iubitul ei. S-a întâmplat în data de 13 aprilie pe o stradă din comuna Stăuceni. Victima, în timp ce mergea pe stradă cu prietenul ei, un tânăr de 23 de ani, a fost jefuită de un alt tânăr. Potrivit poliției, suspectul s-a apropiat de cei doi și în mod deschis i-a smuls fetei portmoneul din mână, ulterior fugind într-o direcție necunoscută. Victima le-ar fi spus polițiștilor că în portmoneu se afla telefon, 600 de lei, 200 de euro și actele de identitate, astfel cauzându-i fetei un prejudiciu în sumă de circa 10.000 de lei. După ce tânăra s-a plâns la poliție, suspectul a fost localizat și reținut de forțele de ordine. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani din raionul Criuleni. În ce v-ați dus la poliție? Domnul Joav, la Stăuceni, pe data de 13 aprilie. Și ce ai furat acolo? Un portofel cu bani. Anterior mi-a fost judecat? Da. Pentru? Tot mai mulți, 164, 190. Tânărul ar mai fi spus polițiștilor că a recurs la acest gest din lipsă de bani. Totodată, oamenii legii menționează că suspectul nu ar fi la prima abatere de la lege. Acum, el este cercetat penal pentru jaf în libertate. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 7 ani de detenție.